Sunt Cristian Român și vă invit la bordul mașinii timpului pentru a călători în orice punct din spațiu și timp din întregul univers. Fiecare călătorie a noastră va fi un adevărat eveniment. Mașina timpului vă va purta către universuri nebănuite, despre tehnologii care ne vor schimba viața. Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit să călătorim împreună la bordul mașinii timpului. Astăzi vom vorbi în principal despre o misiune care îmi este mie foarte dragă, o misiune spațială, desigur, o misiune care, așa cum vă spuneam, îmi este foarte dragă și care am eu convingerea că vă va fi și vouă dragă, dacă nu acum, măcar în viitor. Este o misiune de căutare a planetelor extrasolare. Misiunea se numește TESS. N-am să vă... hai să zic, acum cu engleza mea aproximativă, eu sunt peltic și în română, dar minte în engleză. Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS. Deci este un satelit al NASA, spectaculos într-o mare măsură. Avem și o poză, să vedeți cam cum arată. E o chestie la filmul, dar avem și poza aia, da. E o chestie micuță, are doar vreo 382 de kilograme, dar care va explora circa 80% din bolta cerească în căutarea planetelor extrasolare. NASA a mai avut o misiune de succes despre care am vorbit aici, de la acest microfon. Este vorba despre misiunea telescopului spațial Kepler, care a demarat în martie 2009 și care, într-un anume fel, funcționează în continuare. Vreau să vă spun că în ianuarie 2015 NASA anunța că Kepler a descoperit deja 1000 de planete, 1000 de planete, exoplanete confirmate. A fost și este în continuare o misiune extraordinară. Pot să vă spun că prima exoplanetă a fost descoperită de pe Pământ în 1988 și că până în prezent există mai bine de 3000 de planete extrasolare, sau mai exact, pe 1 aprilie 2018 erau confirmate 3758 de planete extrasolare și 2808 de sisteme planetare extrasolare. Este foarte importantă această căutare a planetelor extrasolare. Nu este nevoie să vă ofer eu foarte multe argumente, pentru că ele sunt evidente. Așa, pentru noi, oamenii de rând, este foarte clar. Toți căutăm extraterestri, toți căutăm viața în univers. Unii dintre semenii noștri chiar cred că suntem vizitați de extraterestri. Oamenii de știință au alte criterii de apreciere. Ei vor să capete dovezi. Și nu poți obține dovezi decât cu asemenea misiuni de căutare a planetelor extrasolare, de identificare a lor, după care, în anii ce vin, o studiere mai atentă ar putea să ne ofere indicii asupra existenței vieții pe unele dintre aceste exoplanete. Chiar mă întreba, ieri am fost la o școală, altfel, niște tineri din clasa a treia, că m-au întrebat, dar există extraterestri? Și am tras aer în piept, așa, adânc, și le-am zis, băi, fiți atenți aici, că răspunsul meu e lung. Da, este imposibil să nu existe extraterestri. Este imposibil să nu existe viață în univers. Se știe foarte, 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 foarte probabil să existe și civilizații extraterestre. Singura problemă este că nu le-am descoperit încă. Știu.
Și se povestește adesea, vedeți pe la televizor, că extraterestrii ne vizitează deja. Vin ei cu farfurii zburătoare și așa mai departe. Din păcate, în această zonă nu avem nicio dovadă. Dar dacă vă întreabă cineva dacă există civilizație extraterestră, da, există. De ce n-ar exista? Dar încă nu ne-au vizitat sau încă nu ne-am întâlnit cu vreuna. Dar să nu lungesc eu foarte mult povestea, va trebui să pregătești primul video, nu o să fie filmuleț, pentru că lansarea a fost realizată pe 18 aprilie. N-am văzut-o în direct, că a fost la o oră târzie, a fost și o amânare de o săptămână, mă rog. Nu intru în detalii, deci pe 18 aprilie a fost lansată această micuță sondă cu ajutorul unui lansator Falcon 9. Foarte frumoasă a fost această lansare. În ultimele lansări ale rachetei, lansatorului Falcon 9, nu prea au fost recuperate primele trepte din motive tehnice, dar nu că ar fi o problemă, nu că au ratat apuntările sau aterizările, ci pur și simplu că, pentru că nu era posibil. Era nevoie de tot combustibilul pentru a îndeplini misiunile cu pricină. De această dată am avut bucuria de a asista la o nouă apuntare a primei trepte a lansatorului Falcon 9. Haideți să vedem micul nostru filmuleț. Îmi pregătesc și hârtiile. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mission liftoff. Coming up next, you're going to hear the call for Evac Chilling. Evac engine chill has begun. And that was it. That is where we chill in that Merlin vacuum engine down to operating temperature. Now coming up here shortly, you're going to hear three big events happening in rapid succession. The first is MECO, that stands for Main Engine Cutoff. That is where all nine of the first stage engines are going to shut down. That's in preparation for the next step, which is stage set. MECO. Stage separation confirmed. Stage one is out of its pit. And recognition. Right. And as you just saw, we had a successful stage separation and a successful ignition of that second stage engine. Now the fairing should be deploying at any moment. There we go. And you can see that tiny but strong test spacecraft inside of that on top of stage two. Now stage one is making its way back down to Earth. What we're going to see coming up pretty shortly is a boost back burn. Stage two continues to follow anomalies. And as you can see, that burn has begun, that entry burn. This burn is going to go for about another 10 seconds or so before it shuts down. Situated approximately 300 kilometers off the coast of Florida, and as you can see, that landing burn started. Let's see if we can catch it. Stage has successfully landed on A Course I Still Love You.
This marks the 24th successful landing of a Falcon 9 first stage. Da, dragii mei prieteni, adevărul e că nu mă pot sătura să văd apuntări. Avem de-a face cu apuntare de data aceasta ale primei trepte a lansatorului Falcon 9. E, cum să vă zic eu, poate că vine asta cumva din prima mea tinerețe, când vedeam filme SF și în filmele SF, știți, aterizarea, asolizarea de tipul acesta este, era și atunci, banală. Dar mă gândesc că un om de tipul lui Elon Musk, despre care știți cu siguranță că îmi este unul dintre personajele favorite, iată că reușește lucruri extraordinare. Sper să avem vești bune în continuare de la el. Mai am o imagine pe care vreau să vi-o arăt înainte de a ajunge să vorbim despre acest nou telescop spațial. Momentul în care sonda ca atare s-a desprins de racheta purtătoare pentru a-și începe călătoria care va dura în total mai bine de 2 ani. Haideți să vedem momentul desprinderii. As the second stage continues to carry tests in an orbit to the precise place in space for the deploy. Looking at the second stage Merlin engine, and now looking forward from the second stage of the Falcon 9 rocket. Payload deploy confirmed. And confirmation of payload deploy. You can see the test team there. Excited to see the spacecraft, the Planet Hunter, flying free. Look at that beautiful image of the Earth behind us there. It's one of the planets TESS is going to look at in its lifetime. And as you can see there, we have had successful separation of the TESS spacecraft. And it's going on its beautiful mission to look at thousands of planets outside of our solar system. Da, așa a început practic misiunea telescopului spațial TESS. Ea va zbura, această sondă, pe o orbită oarecum stranie. O să vedeți imediat și o să vă dau și detalii. Acolo, cu elipsele acelea verzi, sunt orbitele pe care le parcurge sonda, telescopul spațial, înainte de a ajunge cumva pe orbita finală. Se apropie din ce în ce mai mult de lună. Are un motor cu combustibil solid care o ajută să lungească elipsa asta din ce în ce mai mult. Și odată ajuns în zona lunii, în apropierea lunii, se va produce un efect de praște gravitațională. Mă rog, e controlat cu motoarele de la bord și cu ajutorul acestei praștii gravitaționale, practic planul orbitei se modifică. Vedeți dumneavoastră acolo traiectoria aceea care inițială desenată cu MOV pentru ca mai apoi să devină galbenă sau portocalie. Aceea e orbita finală, orbita galben-portocalie. De ce a fost aleasă o asemenea traiectorie, o asemenea orbită complicată? De fapt, e folosită Luna nu numai ca praștie gravitațională, dar și stabilizator
gravitațional de orbită, dacă îmi permiteți să spun așa. Nu este chiar terminologia corectă, dar vreau să vă spun că orbita sondei, telescopului spațial, este în rezonanță cu orbita Lunii. La fiecare orbită completă lunară a Lunii în jurul Pământului, sonda va efectua două orbite în jurul Pământului. Și în felul acesta, traiectoria, orbita sondei, este foarte, foarte, foarte stabilă și își va păstra stabilitatea, citisem undeva, circa 10 ani cel puțin. Ce este interesant cu această sondă este faptul că are instalat la bord și o să vedem imediat și niște imagini ajutătoare după următoarea, după asta. Deci are la bordul său, practic, și o să vedem, dar nu, mai bine dăm filmulețul ca să vă explic imaginea pe filmuleț. E un filmuleț care explică, iată sonda noastră, iată telescopul spațial, frumos, alimentat cu baterii solare, este deja pe orbita finală, el va căuta planete extrasolare prin așa numita metodă a tranzitului, adică va măsura variațiile de luminozitate a stelelor atunci când prin fața lor trec planetele. Ea are la bord 4 camere cu care ia imagini simultan. Ați văzut 24 cu 24 grade și cele 4 pot să acopere, avem 24 și un 96 de grade. Deci zona asta de cer o supraveghează simultan. Și timp de două orbite face scanarea pentru o zonă, după care comută la altă zonă. Inițial va fi scanată emisfera sudică, pe urmă va fi emisfera nordică a cerului. Iată diferența între ce vedea telescopul spațial Kepler, despre care vă spuneam mai devreme, și ce poate vedea acest nou telescop spațial. Există o zonă care va fi supravegheată în permanență, aceea care apărea cu portocaliu, cele două zone din dreptul polului ceresc, nord respectiv sud, care vor fi obiective pentru viitorul telescop spațial al NASA. Este vorba despre James Webb Telescop. Haideți să revenim la imaginea de mai devreme. Iată ce pozează ea odată. Deci timp de două orbite va scana o zonă de cer de dimensiunea pe care o vedeți dumneavoastră și în dreptunghiulețul acela, dar și pe sferă. Mergem mai departe să vedem cam cât timp este alocat pentru fiecare zonă observată. Vedeți că în dreptul ecuatorului există cumva o zonă supravegheată, dar zona aceea roșie de sus, care va fi timp de 351 de zile, va fi observată. Deci 351 într-un an pentru un pol și pentru polul celălalt alte 351 de zile. Dar există și zone în care durata de supraveghere va fi numai de 27 de zile. Vedeți, variază în funcție de zona în care se află plasate țintele de observare. Se speră că acest telescop spațial va putea identifica cel puțin 1000 de planete extrasolare. Putem trece și la imaginea următoare, pentru că vreau să fac o mică comparație între telescopul spațial Kepler, care îl vedeți în partea de jos a imaginii, și noul telescop spațial TESS. În primul rând, telescopul spațial Kepler observa o mică parte din cer, cam de 400 ori mai mică decât zona pe care o acoperă acest nou telescop spațial. Dar trebuie să reținem un lucru. Telescopul spațial Kepler
vedea până la o distanță de 3000 de ani lumină. Avea în zona sa, în câmpul său de observație, se aflau stele care se află până la 3000 de ani lumină distanță. El putea monitoriza și stele cu strălucire slabă. Ăsta era obiectivul lui, să vadă genul ăsta de planet. Un obiectiv foarte important. TESS are un obiectiv într-un fel mai ambițios, în alt fel mai puțin ambițios. În primul rând, spre deosebire de Kepler, va acoperi o zonă mult mai mare din bolta cerească. Le spune, da, e un lucru foarte bun. Numai că el nu va vedea decât stelele relativ strălucitoare, nu va vedea stelele slabe. Și distanța de maximă de observare va fi cuprinsă între undeva între 200 și 300 de ani lumină distanță. Nu? E o diferență masivă între distanțele acoperite de Kepler și distanțele acoperite de TESS. Vă spune acum, dintr-o dată vă veți schimba părerea și vă spune, atunci Kepler era mai bun. Nu, nici în acest caz nu aveți dreptate. Repet, aveau obiective diferite. TESS este dedicat observării planetelor extrasolare aflate în relativa apropiere a planetei noastre. Observațiile realizate de către TESS, descoperirile făcute de către TESS, vor putea fi dublate cu observații amănunțite făcute de pe Terra, pentru că avem de-a face cu niște planete, niște sisteme planetare relativ apropiate de noi și către care ne-am putea, odată ce sunt descoperite, ne putem îndrepta atenția pentru a le studia mai în detaliu. În emisiunea trecută vă prezentam un instrument de la VLT din deșertul Atacama al observatorului sudic european, care putea detecta planete și putea să le caracterizeze printr-o metodă spectrală. Practic, din pricina planetei, datorită efectului gravitațional pe care îl exercită planeta asupra stelei, apar niște mici oscilații care pot fi măsurate prin deplasări spre roșu, spre albastru, ale spectrului stelei. Și vă spuneam, de pildă, că acel instrument poate să măsoare variație de viteză de ordinul a 10 cm pe secundă. E o valoare extrem de respectabilă. Vă dați seama, vine TESS, identifică în apropierea Pământului o asemenea planetă extrasolară și mai apoi va putea fi caracterizată exoplaneta în ceea ce privește orbita, masa, densitatea, cu ajutorul acestui instrument care va putea, în urma unor calcule minuțioase, să caracterizeze mult mai bine planeta decât se poate face pe baza simplei observații a variației de luminozitate a stelei respective, variație de luminozitate care, așa cum vă spuneam, ar fi produsă de o exoplanetă care trece prin fața stelei. Avem și o imagine care mie îmi place să o dăm, o comparație. Kepler vedea numai 0,25% din bolta cerească, foarte puțin, în timp ce TESS vede întregul cer, nu e chiar întregul cer, rămân porțiuni nevăzute, dar numai până la 200 de ani lumină distanță. Aici, să știți că ăștia 200 de ani lumină, am văzut și 300 de ani lumină, în funcție de sursa în care m-am uitat. Repet, sunt la fel de performante, sunt la fel de minunate ambele telescoape spațiale și sunt convins că în anii ce vin vom avea informații interesante despre planetele extrasolare.
Ce vremuri minunate trăim. Luăm acum un foarte scurt moment de publicitate, după care rămâneți aici pe fir, pentru că nu m-am putut abține. Cei de la A Cappella Science au făcut, așa cum să zic, o piesă muzicală dedicată exoplanetelor și sunt și frumos descrise, sunt și frumos cântate, descrise metodele folosite pentru detectarea planetelor extrasolare. Îmi plac tare mult băieții aceștia și fetele de la A Cappella Science. A whole new world, a whole new world. That's what we'll see. That's what we'll see. I'm looking for one tug, a pull of a planet, one tail, a wobbling sun. I've searched for years, haven't found a one. But they're out there, one jump in radio redshift, one slip to spectral lines. They'll see if I can show them the signs. Fish tosh. Green men. Take five, take ten. Just a little cash, guys. Budget's tight, don't fund this trash, guys. I can take a hint, better face the facts. Second hand will have to do. Aren't you planet hunters at the bottom? You both have the fantasy and one. Finding planets, except they haven't got one. Gotta be forming readily when you think about it, given we've got nine. One jump, blip in the spectrum. One shift, meters per second. One graph, period power. They laugh, but I'm not sour. Here goes 18 months of data crossed and correlated. All I gotta do is run! Ooh, pish-tosh, green men. I don't mind them. If only they'd look closer. Pure void, no siree. They'd find out there's worlds galore to see. Dun da da dun da da dun dun da dun dun da da dun da da dun dun da. Make way for Pegasi. Was a world round an old pulsar. That's true. Where the news is a sun-like star with bobble too quick and precise to be designed. No fluke, not a spot. If you like it hot, you're gonna love this find. Pegasi 51b, planet discovered. Orbit traced every 4 days, hot as can be. Its orbit, Jupiter's size, was something of a surprise, especially given its star's proximity. The truth I've been telling you. This is the main anomaly. Pegasi, 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 51B, planet uncovered. Round of four main sequence stars, spectral type G. We know its mass to be high, half Jupiter by sun eye. It's 50.614 to one minute, chains of eighth and half planets of 4 minutes, stars and Pegasi. Ships is glacial pace and that astrometry never prevails. But baby, you're in luck, cause up in space you got a planet fine and never fails. You got the power of statistics now. You got a view of an atmosphere. So no one I spent locked up in your tower. All you gotta do is read right here. And I say, Kepler, the planet search. You got a tip, no two, no three. We just
measure brightness, plot it out, and that's transitive photometry. Hey! Stars do this, and your curves display. Then your stars got this transit in his face. Then you hit compute. Hello, looky here. You get good diameter data from the dip in orbit. This is from the life of year. But now we need this tail supported by a grand observer with a Buddha shell. We got 2,000 planets certified to dust, more than only time will tell. But let's take them all and plot them out and find out if we really ought to. Habitable zone like Lord Kepler, the planet searcher, got enough for fight to be hard overthrown. 40 billion strong, there ain't never been a field clever as the field. There ain't never been a field better than a field they call exoplanetology. I can show you a world, a shining, shimmering planet, found concealed in the band shifts of the closest star in sight. And I found hope in the skies, and facing wonder, I wonder, could the sine wave discovered be a planet fit for life, a whole new fantastic point of blue, placed in that narrow zone where water flows midway between cold and steaming. A whole new world, its sun a faint and red hue. Could there be waiting here a biosphere evolving in this whole new world to fathoming me? A whole new to look. Hey, musical scientists. This video was made possible by Google's Making in Science team. If you'd like to see more cool science videos, check out that playlist. Click on the faces of my collaborators to see some of their amazing work. And if you'd like to support this channel like these lovely people, please consider going to patreon.com/acapellascience and pledging your support. My name is Tim Blay, and I'll be bringing you more whole new worlds of research on the next Acapella Science. Da, trebuie să recunoaștem că această melodie, acest videoclip este de-a dreptul extraordinar din toate punctele de vedere. Vedeți cum poate fi prezentată știința și altfel decât prin formule, prin tot felul de chestii. Trebuie să ne apropiem de știință și o spun totdeauna și cu inima. Nu este deloc de ajuns apropierea aceea rece față de știință. Următorul subiect pe care îl voi aborda în această ediție a Mașinii Timpului
Este un soi de avantpremieră, pentru că pe 5 mai va demara o nouă misiune către Marte. 5 mai e programată lansarea, poate se amână. Dar oricum nu mai e mult și vom vedea o sondă care va pleca înspre Marte. Acum vreau doar așa să vă ofer câteva informații în fugă. Este vorba de misiunea InSight, va fi un lander, adică va debarca pe suprafața planetei Marte, nu are roți, rămâne acolo unde debarcă, dar va efectua măsurători seismice asupra planetei Marte, va urmări fusul de căldură din miezul planetei, practic va înfige un termometru în pământ, ca să fie mai simplu, și în plus mai are un instrument, o să vi-l prezint așa ca poze pe toate trei, care va ajuta la măsurarea micilor oscilații ale planetei Marte. Toate astea la un loc ajută să caracterizăm foarte bine interiorul planetei Marte. Are un nucleu cum mare și Pământul, un nucleu din acesta de mare temperatură, topit, nu știu. Deci vom, cu ajutorul acestei sonde, vom putea verifica, vom putea determina caracteristicile planetei Marte. Există acolo tectonica plăcilor, cum e pe Pământ. Oricum, știți că cu ajutorul seismelor se pot stabili, adică înregistrând cu ajutorul seismografelor, putem caracteriza interiorul unei planete. Toate astea trei instrumente, deci nu sunt chiar așa multe, reprezintă, cum să zic, nucleul dur al misiunii. Despre altele o să povestesc cu altă ocazie. Dar haideți să vedem amortizarea landerului InSight. Se va petrece undeva în noiembrie anul acesta. Avem un mic filmuleț care sper să vă placă.
Da, frumoasă animație. Bineînțeles, aștept momentul lansării și aștept momentul debarcării pe Marte a acestui lander InSight. Haideți să vedem așa componentele. Deci, primul instrument este acest instrument seismic. Mai dă-l o dată. A făcut o manevră. Așa. Acesta este instrumentul seismic care măsoară activitatea seismică. De fapt, ce vedeți acolo e carcasa de protecție, că ați văzut în filmulețul de mai devreme că s-au executat două manevre în același loc. Inițial a fost instalat seismometru și pe urmă e un fel de capac de protecție. Al doilea instrument important, trecem la slide-ul următor. O să trecem cândva. Ăsta este, sunt antenele pentru RISE. RISE este sistemul de care ne ajută să vedem micile oscilații ale planetei Marte, provocate de neuniformitatea ei, să zicem noi așa. Iarăși, cum spuneam mai devreme, ajută la identificarea pentru o caracterizare mai bună a interiorului planetei Marte. Și dă cu un slide înapoi, pentru că să vedem și termometrul. Asta este, vedeți, spune frumos, fluxul de căldură măsoară. Practic este un termometru care este îngropat la o anumită adâncime sub suprafața planetei Marte. Vedeți, dragi prieteni, e un obiectiv foarte frumos și această planetă Marte. Trebuie să o înțelegem foarte bine, pentru că nu peste multe decenii, vedeți, n-am zis nu peste mulți ani, am zis nu peste multe decenii, vor începe vizitele oamenilor pe această planetă. Vor apărea primele colonii. Dar spre deosebire de alte colonizări, despre care am putea povesti, de pildă colonizarea Americilor, când coloniștii practic se aruncau în necunoscut, erau nepregătiți, a fost și acolo un soi de selecție naturală, au supraviețuit cei mai puternici, cei mai bine adaptați locului. Am trecut într-o nouă etapă. Ne trimitem roboții, trimitem aceste instrumente pe planeta Marte. Nu uitați de roverele marțiene, care la rândul lor ne oferă informații importante despre planeta Marte. Nu uitați de sondele care orbitează în jurul planetei Marte și iarăși colectăm informații importante despre planeta Marte. Toate acestea împreună ne ajută să înțelegem cât mai bine planeta Marte. Înțelegându-o cât mai bine, putem să ne pregătim. Putem să identificăm de pe acum soluțiile pentru rezolvarea problemelor cu care s-ar întâlni viitorii coloniști ai planetei Marte, viitorii vizitatori ai planetei Marte. Asta înseamnă, de fapt, știința. Ea adaugă multă cunoaștere, iar cunoașterea aceasta, în cazul colonizării planetei Marte, ajută la salvarea vieților, ajută la o viață mai ușoară pe planeta roșie a celor care vor avea bucuria și curajul să părăsească această frumoasă planetă albastră pentru a o reconstrui, îndrăznesc să spun, pe suprafața planetei roșii. Nu uitați, sunt planuri frumoase, sunt mai apropiate de SF, sunt planuri frumoase care au în vedere terraformarea planetei Marte. Soluția există, sau ar putea exista, dar pentru a le putea identifica, trebuie să cunoaștem planeta Marte în detaliu. Și acum suntem dincolo de primii pași. Am făcut mai mult decât niște prim pași. Începem să înțelegem planeta
Marte din ce în ce mai bine. Și asta e frumos. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune, dar nu fiți trist, dragii mei prieteni, pentru că ne revedem săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră. Până atunci, vă urez să aveți numai bine al dumneavoastră același, ca întotdeauna, Cristian Român. Sunt Cristian Român și vă invit la bordul mașinii timpului pentru a călători în orice punct din spațiu și timp din întregul univers. Fiecare călătoria noastră va fi un adevărat eveniment. Mașina timpului vă va purta către universuri nebănuite, înspre tehnologii care ne vor schimba viața.